președintele Klaus Iohannis ultima zi de campanie electorală la Râmnicu-Vâlcea. Vineri, 8 noiembrie 2019, începând cu ora 17, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu-Vâlcea, candidatul PNL la prezidențiale Klaus Iohannis, însoțit de premierul Ludovic Orban, își prezintă programul Împreună pentru România Normală, eveniment la care vor fi prezenți liberalii vâlceni și nu numai, parlamentari aleși local și reprezentanți ai societății civile. În programul electoral, Klaus Iohannis vorbește despre recâștigarea încrederii în instituțiile statului, respectarea statului de drept, educația, sănătate și solidaritate socială, susținerea antreprenorilor, dar și despre dezvoltarea infrastructurii și a digitalizării. Pentru asigurarea măsurilor necesare unui astfel de eveniment, simpatizanții președintelui Klaus Iohannis sunt rugați să fie prezenți în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu-Vâlcea, începând cu ora 16. PNL Vâlcea a decis montarea unor ecrane și în afara sălii, astfel încât cei prezenți la eveniment să poată urmări discursul candidatului PNL pentru încă un mandat la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis.